Doi medici chirurgi, doamnelor, domnilor, astăzi în cadrul campaniei Doctor Bun, doi medici care nu mai au nevoie de nicio prezentare. Suntem la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, alături de domnul doctor Dan Oprea și domnul doctor Sebastian Toma. Domnule doctor, o să încep discuția cu dumneavoastră. Abia ați ieșit dintr-o operație, urmează să intrați în altă operație. Îmi spuneați puțin mai devreme că sunteți un pic nervos astăzi. De ce? Păi, pentru că avem o jumătate de bloc operator și este dificil să rezolvăm toate problemele care apar. Intervin tensiuni poate un pic și între noi și mai sunt lucruri de rezolvat. Vă dați seama, operăm în 7 săli din 13. La momentul de față. Volumul de muncă este același. Spitalul Județean este spitalul principal al județului Prahova și aici vin din tot județul, inclusiv din Ploiești și nu numai, vin și din județele alăturate. Și atunci vă dați seama că suntem un pic strânturați. Dar sperăm că într-o lună de zile, cam așa, va fi blocul dat în totalitate, blocul operator. Este un bloc foarte modern, foarte bine echipat. O să vă rog chiar să detaliați puțin. Da. Este făcut pe niște sponsorizări. Mie mi se pare o realizare mare. Mare. De mult așteptată. Chiar zona aia arată cumva spitalul occidental. Și noi ne simțim mai în largul nostru acolo. Avem echipamente noi. Lucrăm cu ele, mi se pare că e mai sigur și pentru pacient și pentru doctor. Cu toate că dumneavoastră sunteți obișnuit să lucrați și în condiții de front, să le numesc așa cu ghilimele de rigoare. Să ne ferească Dumnezeu, nu chiar lucrăm chiar la propriu în condiții de front. Da, este un spital în care se lucrează non-stop, știm cu toți. Este un spital de urgență. Sunteți unul dintre cei mai direcți, să spun așa, oameni pe care îi cunosc. Vreau să, nu știu, să spulberăm oarecum, dacă e cazul să-l spulberăm, evident, un mit. Avem aici în Ploiești, aici în Prahova, vorbește lumea, Spitalul Morții. Avem Șoseaua Morții. Da. Să duce vorba, dar vedeți dumneavoastră, sunt lucruri subiective din punctul meu de vedere. Eu cred că se realizează multe lucruri frumoase și chiar și în premieră la nivelul spitalului nostru, nu numai în chirurgie, dar și în celelalte specialități. Iată, se va face o secție de chirurgie vasculară, se va face secția de neurochirurgie, îngrijește pacienți care vin din mai multe județe. Facem operații de foarte mare anvergură. Intrăm uneori la limita dintre viață și moarte. Poate că cetățenii nu înțeleg că uneori ca să obții viață, riști foarte mult în chirurgie. Putem face o chirurgie comodă, o chirurgie limitată și să folosim trenul de București, dar eu și colegii mei, noi ne încăpățânăm să ne rezolvăm problemele aici. Pentru că eu cred că avem toată capacitatea și mentală, fizică și echipare suficiente pentru a rezolva majoritatea problemelor medicale, chirurgicale. Domnule doctor Toma, cum este să fii medic-chirurg la Spitalul Județean de Urgență Ploiești? Este greu, în același timp este și frumos. Sunt lucruri care te capacitează, te obligă uneori. Trebuie să faci aproape orice, să-ți scoți cei mai buni și rezultatele să fie de asemenea cele mai bune. Atâta vreme cât suntem sprijiniți. Și, în general, am fost sprijiniți și văd că lucrurile au evoluat către bine. Să sperăm că, în continuare, vor merge tot către direcția asta. Sunt chirurgi tineri veniți, care sunt veniți și încearcă și ei la rândul lor să facă bine, să găsească un echilibru, o zonă în care să existe un confort pentru toată lumea, atât pentru chirurg cât și pentru pacient, condiții de maximă siguranță pentru pacient, pentru că asta se cer și toată lumea tinde spre așa ceva. Și să sperăm că uităm partea asta cu cel mai bun doctor din Ploiești, trenul de București. Da. Pentru că atâta timp cât vom gândi așa, lucrurile nu o să meargă într-o direcție
pe care ne dorim cu toți. Bun, și atunci ce trebuie făcut exact sau cât mai avem până în momentul în care ideea aceasta cu cel mai bun medic din Ploiești, trenul spre București, se va schimba în cel mai bun medic din Ploiești, trenul de aici, de la Ploiești, care să staționeze aici? Eu vă spun atât. Noi, și eu și el, și ceilalți colegi ai mei, suntem mândri să lucrăm în Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Da? Lucrăm de o viață aici. Pentru mine este echipa mea de suflet, este casa mea. Pentru că aici m-am dezvoltat, aici m-am făcut doctor, aici am muncit toată viața, am avut realizări, am avut poate uneori și dezamăgiri, dar așa este în viață, niciodată nu poți avea totul. Deci noi suntem foarte mândri că suntem aici. Vom munci la fel ca și până acum. Da? Vom încerca în permanență să ne atingem limitele profesionale și să le lărgim. Asta este datoria noastră. În rest, deci pentru noi e o problemă de conștiință. Dacă eu, domnul doctor, colegii mei, avem conștiința curată, că facem lucrurile așa cum trebuie, pentru noi cumva este suficient. În ceea ce privește reputația, asta nu mai depinde de noi. Reputația instituției, reputația individuală a medicului, depinde de multe ori de alte persoane, alte guri vorbesc astfel de lucruri. Eu cred că fiecare atunci când deschide gura ar trebui să fie foarte responsabil pe ceea ce spune. Nu știu dacă ați văzut că dacă se aude un zvon sau ceva, se transmite așa cum ia benzina foc. Și nimeni nu mai știe nici măcar de unde a plecat și nu mai știm. Când vorbim, trebuie să fim responsabili, adică să avem o bază pentru ceea ce spunem și ce afirmăm. Noi suntem liniștiți aici. Ne-am bucurat ca cei care administrează sistemul de sănătate, cei care administrează orașul și județul să fie în continuare alături de noi, așa cum au început să fie de la o vreme. Multă vreme nu au fost alături de noi. Da? Sistemul ăsta a fost puțin văduvit așa. Dar de ceva vreme, de câțiva ani bunicei, lucrurile s-au schimbat. Din păcate, pandemia ne-a întrerupt evoluția pozitivă și am avut niște ani de chin și jale. Unii au acuzat medicii pentru niște decizii care s-au luat, știți și dumneavoastră, că nu s-au luat numai în spitalul nostru, nu s-au luat numai în județul nostru, nu s-au luat nici măcar doar în țara noastră. Au fost niște lucruri care poate că unii le consideră aberante, poate că unele le considerăm și noi aberante. Ce am observat noi, că după pandemia asta au apărut o grămadă de cazuri extrem de avansate din punct de vedere al evoluției bolilor. La ce vă referiți? La... De exemplu, la patologia oncologică. Noi facem multă chirurgie oncologică aici la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Și chiar să știți că noi am făcut cumva ca în spitalul acesta chirurgia oncologică să funcționeze. Adică am făcut un circuit cu testări, cu nu știu ce, pentru bolnavul oncologic și am acceptat și am operat, aș putea să spun că tot timpul am operat în timpul pandemiei cazuri chirurgicale, doar că aceste cazuri s-au împuținat. Oamenilor le-a fost frică să iasă din casă. Iar când au ieșit, a fost de multe ori prea târziu. Și atunci, sigur că am numărat morții cu toți. Din păcate. Da. A crescut, să înțeleg, numărul persoanelor bolnave de cancer. A scăzut și vârsta? Adică vă confruntați cu pacienți oncologici de vârste mici? Din ce în ce mai des ne confruntăm cu problema asta. Probabil și au urmarea alimentației, a modului de viață, a stresului cotidian. Dar au început să apară cazuri la vârste din ce în ce mai fragede, să spun. După cum facem și gerontochirurgie, să știți, operăm și bolnavi extrem de vârstnici. Care este oamenii cel mai în vârstă pacient pe care dumneavoastră? Cine mai știe? Am citit și eu pe la dumneavoastră acolo că am operat o doamnă de vreo 90 și ceva de ani, care acum are 102 ani. Nu știu, n-am ținut niciodată evidența. Doar că în ultimul timp, pacienții cu vârste avansate ajung mai des la spital și spre satisfacția noastră, de multe ori lucrurile evoluează bine și nu... Tocmai ce ați dat un exemplu în sensul ăsta. Da, 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 da.
Păi chiar și mama mea a avut o fractură de șold la vârsta de 92 de ani. Și uite, e operată în Spitalul Județean de Urgențe Ploiești. Vreau să vă spun că familia mea, cei care au avut probleme chirurgicale sau ortopedice sau de natură cardiologică sau de interne, au fost toți tratați în Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Inclusiv soția mea, am operat-o aici, în Spitalul Județean, în secția de chirurgie 2, în Spitalul Morții, cum spuneți dumneavoastră. Am evitat, nu spun eu. Am evitat șoseaua morții, că m-am gândit că din două morți să nu dăm de dracu pe drum. Da? Deci se poate. Vorbeați puțin mai devreme de responsabilitatea pe care trebuie să o avem în momentul în care deschidem gura. Dar responsabilitatea pe care dumneavoastră o aveți în momentul în care luați bisturiul în mână. Noi suntem obișnuiți. Știți, indiferent de sistemul social sau politic, indiferent de ce se întâmplă dincolo de spitalul ăsta, profesia asta implică responsabilitate maximă, pentru că lipsa de responsabilitate duce la dezastre. Ai voie, domnule doctor, în momentul în care intri, domnilor doctor, în momentul în care intri în sala de operație, să fii obosit, să fii supărat, să fii îngândurat, să... nu știu. Las pe serviciu să spună, dar oameni care suntem. Trebuie să fie... Suntem oameni ca și dumneavoastră, ca oricare. Întotdeauna trebuie să ne capacităm și de multe ori pentru noi e ca adrenalina. Totul vine la momentul potrivit, să spun așa. Ești obosit, nu ești obosit, trebuie să... Știi că viața unui om e... Exact. Atunci te capacitează. Nici măcar nu te gândești la nimic, decât la lucrul pe care trebuie să-l faci. Seamănă ceea ce se întâmplă în blocul operator cu ceea ce vedem în filme? Seamănă. Doar că de multe ori e mai dur decât este în filme. Viața bate filmul. Viața bate filmul, da. Care a fost cea mai lungă operație pe care ați avut-o? Nu știu, poate ați simțit că nu mai puteți. Știți cum este în chirurgie? Nu timpul. Sau nu știi când trece timpul. Timpul este important. Noi nu suntem sportivi. Noi suntem profesioniști. Deși dumneavoastră sunteți și sportivi. Eu sunt și un pic sportiv, dar și domnul doctor este. Că trebuie, că aia mică trebuie să o plimbe cu bicicleta, cu alea, cu alea, deci facem sport pe nevoie. Noi trebuie să fim profesioniști. Pentru noi timpul se oprește în momentul în care avem o problemă. Nu putem opera cu pe ceas. Ochii pe ceas. Pentru că în momentul ăla nu există nimic. Gândiți-vă că sunt uneori situații dramatice în care trebuie să iei decizii așa, într-o fracțiune de secundă. Nu se întâmplă toată ziua asta, dar se întâmplă. Noi trebuie să fim pregătiți pentru asta. Dar suntem oameni, toți avem probleme, avem depresii, uneori oamenii nu înțeleg. Are voie un medic să suferă de depresie? Are sindromul de burnout, este prezent. La un moment dat ai senzația, eu da. Eu am trecut printr-o astfel de situație, s-au adunat mai multe și m-am trezit ca un gândac într-un borcan. N-am putut să ies de acolo imediat. A durat o perioadă, dar n-am avut susținere de specialitate. Am găsit puterea internă să revin. Și am revenit. Am înțeles. E grav la un moment dat să simți că ai terminat benzina din rezervor și mai ai de... Și cum realimentați rezervorul, să spun așa, când se întâmplă așa ceva? Pentru că pacienții, oamenii vă văd ca pe niște zei de multe ori. E mult spus. Ce pot să spun este că și pentru noi ziua are tot 24 de ore. Deși nu simțiți. Și noi suntem oameni, ne învârtim în aceleași probleme cotidiene și în același stres pe care îl au toți oamenii în societatea noastră. Trăim vremuri tulburi. Probabil le vom depăși cu înțelegere, cu voință. De fapt, pentru asta luptăm. Să facem oamenii să-i conștientizăm, să înțeleagă că sunt niște nevoi pe care spitalul ăsta le are, să încercăm să-i potențăm, să-i apropiem de noi și de nevoile oamenilor, ale pacienților, ale județului și să depășim împreună perioada asta grea. Ați pomenit asta cu zeii. Asta e o boală profesională la noi. E un lucru de care noi trebuie să ne ferim. Uneori, făcând lucruri la limita dintre viață și moarte și având rezultate tocmai pozitive, de aceea am folosit acest cuvânt. Salvând niște vieți, avem senzația că poate că ni se cuvine mai mult, poate că suntem mai îndreptățiți decât alții să
fim undeva pe scara socială. Poate că vrem mai mult respect decât ceilalți, dar nu, asta pentru noi este un pericol. Este o boală profesională. Noi trebuie să rămânem aceiași oameni la baza piramidei, la nevoia pacientului. Știm foarte bine că am pus un pacient pe masă. Acel pacient nu este un obiect. Acel pacient are o familie. Acel pacient are un suflet, acel pacient visează și el la ceva, își dorește să realizeze ceva în viața lui. Deci are o viață proprie și un univers propriu. E greu, gândindu-te așa, să te apropii și să faci ceva, pentru că uneori totul se duce de râpă. Până când pacientul ajunge pe masa de operație, cât de important este, domnilor doctori, să îi se confere încredere, să se comunice cu acel om, să știe că își lasă viața în mâinile unor profesioniști și că în momentul în care se va trezi din operație, va fi bine. Este foarte greu. Eu cred că și societatea ar trebui să aibă un rol aici. Eu cred că vicile din spitalul ăsta, la urma urmelor, sunt datorite relațiilor de spital, care nu întotdeauna sunt la fel de corecte, vorbesc de lumea noastră medicală, și de relațiile cu cei care se adresează sistemului de sănătate. După cum vedeți, nu avem condiții optime. De exemplu, vă dau doar exemplu din ambulatoriul spitalului. Da. Au stat oameni în ploaie, au stat în vânt, cu aparate gipsate, cărucioare, cu nu știu ce. Nu sunt și au ajuns condiții la dumneavoastră și v-au reproșat dumneavoastră, probabil. Nu-i vorba că ne-au reproșat. Imaginea care nu ne face cinste. Dar nu ne face cinste chestia asta. Nu depinde de noi treaba asta, de exemplu. Aici trebuie lucrat. Și noi trebuie să mai lucrăm uneori, fie că îmbătrânim, uneori fie că suntem uzați. Nu suntem în totdeauna suficient de apropiați de pacienți și de familiile lor și ei nu înțeleg. După părerea mea, ei sunt îndreptățiți să întrebe, să ceară explicații. Uneori noi suntem obosiți și ni se pare că am făcut totul și că lucrurile merg atât de bine încât nu mai e nevoie să-i mai și spui. Dar el săracul așteaptă. El așteaptă o rază de speranță. Și e greu să tragi aerul în piept și să ai răbdare și să-i explici. Uneori e greu. După 7 ore sau 9 ore de operații sau după o gardă lungă. Uneori e greu. Mai greșim aici. Mai greșim aici, dar lucrăm. Comunicarea e vitală. E vitală, da. Sunteți înțeleși? De către cine? De către aparținători. Foarte mult mai cred că în mare măsură depinde și de noi. În mare măsură depinde și de noi. Eu, în general, cred că am o relație bună cu pacienții mei. În general. Rare ori mi se întâmplă și uneori chiar evit să mă apropii mai mult decât trebuie pentru că mi-e frică să știu prea multe, știți? De ce vă este frică? De teamă că v-ați putea... Nu existat așa emoțional? Știți, am avut paciente, de exemplu, cu cancere genitale. Dar cu cancere din astea avansate și refuzate, poate și prin Spania sau prin și Italia. Și și-au pus ultima speranță. Și-au ajuns aici. S-a întâmplat de am putut să fac unele lucruri și să prelungesc niște vieți. S-a întâmplat, cred că în 2-3 situații, să pierd pacienta pe masa de operație. Și aveam discuția de genul, Doamne, eu mi-asum să fac operația, că asta fac toată ziua și o să încerc să fac lucrul ăsta, că am mai făcut. Dar trebuie să vă asumați și dumneavoastră partea noastră, adică se poate întâmpla să nu vă treziți de pe masa de operație. E foarte greu să-i spui cuiva așa ceva. Și e foarte greu ca acel ceva, acel cineva să înțeleagă situația asta, limită. Da? De multe ori neînțelegerile de aici pleacă. Pentru că uneori vin unii și spun, Doamne, noi l-am adus bine. Păi, binele ăsta înseamnă un cancer în stadiu 4, cu metastaze prin tot corpul. Binele ăsta înseamnă că pe lângă asta mai are un diabet, sau mai are sechele de infart, mai are și obezitate, sau mai știu eu ce, și o vârstă. Și toate elementele astea numai bine nu înseamnă. Înțelegeți?
Deci faptul că ne asumăm uneori, există și varianta mai confortabilă. Că eu am impresia că oamenii nu înțeleg chestia asta. În chirurgie putem alege de multe ori varianta confortabilă. Știți? Adică vreau să vă spun așa. Într-un cancer, e foarte ușor să, până la urmă, cu asta să începe secundaria. Tu tai o bucată de intestin de colo-colo, întrerup vascularizația, îl coși cap la cap, totul merge bine. Dar din punct de vedere oncologic, operația este un dezastru și evoluția nu are cum să meargă decât către un sfârșit foarte rapid. De asta vă vorbesc de responsabilitate. O chirurgie oncologică înseamnă un anumit abord. Trebuie să respectăm niște principii. O chirurgie largă, foarte largă uneori. Ca să salvezi o viață, trebuie să te duci la limitele tale. Să-ți atingi propriile tale frici. V-ați atins limitele? Eu știu, cred că în meseria asta nu sunt limite, dar... Frică mi-a fost mie de multe ori și cred că și sunt convins că și siguranță. V-a tremurat vreodată mâna pe bisturiu? Dar cum, Doamne iartă-mă, cum să nu? Mâna, adică... Sufletul. Și de ce se întâmpla asta și cum ați reușit să depășiți momentul? Păi, noi avem o idee fixă în cap. Știm că intrăm să operăm și știm că trebuie să ieșim în partea aialaltă. Pentru noi nu există altă variantă. Da, nu putem lăsa lucrurile la jumătate. Dar trebuie să facem lucrurile până la capăt. Ce simte un chirurg în momentul în care iese din sala de operație și dă o veste bună aparținătorului sau îi spune, am făcut tot ce s-a putut? Da, am câteva povești în sensul ăsta. Este foarte rău să-i spui cuiva, să-i dai o veste proastă. Dar, din păcate, eu sunt foarte direct în sensul ăsta. Foarte, foarte direct. Pentru că mie mi se pare că e dreptul fiecăruia să știe exact care este situația lui sau a familiei sau... Nu știu dacă din punct de vedere psihologic este bine, dar eu cred că în viață trebuie să știi exact unde te găsești și să știi ce se urmează să se întâmple cu tine. Este rău. Știi foarte bine când ai o veste bună. Deci noi, eu unul, mă bucur foarte tare. Când reușesc o chestie care a fost așa complicată, neglijată, de care au fugit poate unii și așa, și să văd că este bine, eu chiar mă bucur. Simți că trăiești. Da, până la urmă asta e bucuria cea mai mare. Domnilor, de ce ar trebui un pacient să-și pună în momentul de față încrederea în ceea ce înseamnă Spitalul Județean de Urgență Ploiești? Speță în mâinile unor chirurgi cum sunteți dumneavoastră. Eu nu abordez la modul ăsta. Știți cum pacienții ajung de multe ori la doctor prin cutare sau cutare dar sau să cutare, nu care au spre avut București. Astfel de experiențe. Noi suntem aici. Munca noastră poate fi văzută, poate fi verificată, există. Este concretă. Păcate, pacienții noștri vorbesc pentru noi. Niciodată n-am tras de cineva și am spus vino să te operez eu. E cel mai rău lucru pe care îl poate face un chirurg sau un doctor. Trebuie ca omul ăla să vină el. Și el își asumă o responsabilitate când se adresează doctorului. Așa cum eu, când pun bisturiu pe un pacient, îmi asum o responsabilitate și el, atunci când se adresează, bănuiesc că își face și el cercetările lui, se informează de la unul, de la altul, de la... Nu întotdeauna lucrurile sunt obiective, nu? Dar ăștia suntem toți, facem asta. E bine acum, la, aici, la blocul operatorii, sunt condițiile pe care vi le doreați în calitate de medic, evident. Sunt condiții bune, da. Năzuind spre condiții și mai bune, probabil vor veni și vremurile mai bune. Important e ca noi să muncim, să ne facem treaba cu prisosință, să încercăm să depășim toate lucrurile, așa cum spuneți dumneavoastră, trenul de București, alte aspecte negative. Care spitalele private, că e o modă și asta cu spitalele au private. Au și ele rolul lor, să știți. Și de la spitalele private... Primim și de la spitalele private. Primim și pacienți. Avem ce învăța și de acolo. Primim.
Mie nu-mi place că te duci la spital privat și lucrurile nu merg bine și dintr-o dată, hop, te trezești la spitalul județean. Și de ce nu vă place? Adică nu că nu ne place. Noi ne facem treaba, încă o dată v-am spus, suntem aici. Până la pensie suntem aici. Da? Indiferent cine vine și cum vine, noi suntem aici, venim în fiecare zi la servici, suntem bugetari. Apropo. Dar haideți să revenim, să nu vreau să pierdem ideea aia pe care a spus-o. Că... Spuneați, domnule doctor, că sunteți bugetari și veniți la serviciu. Dar m-ați întrebat vreodată câte ore stau eu la serviciu? Tocmai, adică știți, da? Când v-ați spuneți... întrebat vreodată de câte ori am venit sâmbătă, duminica sau noaptea la servici într-o viață de muncă? Păi doia să știți că făceam câte 7-8 operații pe noapte într-o gardă și ne prindeau zori în sala de operație cu țigara în gură, pe jumătate morți, pe la câte un colț. Da? Deci, eu glumesc cu asta, eu cred în bugetari și respect bugetarii, pentru că toată lumea spune că bugetarul se îngrașă și pierde vremea, noi nu suntem de aia. Noi suntem de aia care chiar muncim și chiar... Se poate verifica. E verificabilă chestia asta. Nu plimbăm hărțoage de colo-colo. Noi tratăm bolnavi. Nu suntem birocrați. Suntem bugetari, dar nu suntem birocrați. Da. Și apropo de dacă suntem mulțumiți de condiții. Da, suntem mulțumiți. Este mai bine decât a fost. Se poate și mai bine de atât. Dar cel mai bine și mai bine ar fi să avem un spital județean adevărat la nivelul județului Prahova. Da? Și nu-l aveți? Spitalul acesta nu va fi niciodată ceea ce ne dorim noi, cei cu halate albe care lucrăm aici acum. Da? Deci nu va fi. Indiferent câți bani se bagă. De ce spuneți asta? Păi spațiile sunt improprii, circuitele sunt improprii. Da? Dumneavoastră știți că stau bolnavi pe tărgi în terapie intensivă neavând un pat. Din cauza aglomerației, cum credeți că este să fii operat și să stai pe o targă? Pe o targă. Un foi. Învelit cu ceva acolo, un cearșaf. O noapte întreagă, după ce ai suferit o operație mare. Și cum se pot schimba lucrurile astea în bine? O politică sanitară coerentă, voința. Nu la mâna oricărui nepriceput, că după ce ai vândut sifoane și ai spălat pahare, da? Nu poți să vii și să faci politică sanitară. Da? Și în politică sunt tot felul de oameni veniți din diverse medii. Da? Și din lumea medicală nu sunt totdeauna. Ăștia din lumea medicală au un serviciu și fac o treabă. Nu sunt politicieni. Politicianul caută o chestie pe în administrație, pe acolo, să fie prindă și el ceva. Când vine echipa lui la putere. Noi nu. Noi suntem la toate echipele. Da? Deci nu suntem... Și atunci politica sanitară trebuie făcută centralizată. După părerea mea. Sau măcar liniile de dezvoltare. Tu să nu vedeți că vine unul și schimbă geamurile, vine altul și le dă jos și pune alte geamuri și face nu știu ce. Altul vine și face grupuri. Hai să facem un spital județean adevărat. Deci eu pentru asta vă spun de o mulțime de ani, vă spun. Chiar nu poate județul Prahova chestia asta? Eu cred că poate. Ar trebui să existe o strategie, cel puțin la nivel local, regional, al județului, privind dezvoltarea și... Pe termen mediu și lung. Da? E păcat că este o regiune atât de bogată, cu atât de mulți oameni. Suntem 700.000 de locuitori. Capitala pentru... Și cu atât de mulți pacienți. Ne apucasem 50 de unități sanitare. Ne apucasem să facem radio... Voiam să facem o zonă de radioterapie, care am înțeles că, nu știu, s-a blocat proiectul. O durere. Ia gândiți-vă cum suntem noi împrăștiați. Clădirile spitalului județean. Nu se poate așa ceva. Măcar din când în când să apară ceva nou. Trebuie să fim la un loc cu toții. Și moralul oamenilor ar fi cu totul altul. Și modul de activitate și relaționarea cu oamenii. Ce facem dacă se întâmplă un incident la, nu știu, la urologie, cum s-a întâmplat zilele trecute și a fost nevoie de un chirurg? Pleacă chirurgul.
din gardă sau pleacă de unde pleacă, să duce să rezolve problema acolo și să întoarce. Nu-i normal, ar trebui să fim cu toți aici. Ar trebui ca toate mijloacele pe care le avem să fie la un loc. Păi, un spital de copii nu știu pe unde, care funcționează sau nu funcționează. Oamenii sunt problema, nu sunt suficienți medici. Asta e cea mai mare problemă. Și ați atins, da, ați atins un punct extrem de sensibil, da. Mai ales la nivel de spital județean, da, deficitul de medici. În ultimul timp, deficitul de medici, da. Și să, din câte se aude, deficitul ăsta se va accentua. Nu știu care e cauza. Poate că se finanțează, nu știu, serviciile private de sănătate din banii celor care optează pentru spitalele de stat. Sau care pleacă în afară. Mie nu mi se pare că e o competiție echitabilă. Da? Dacă mie îmi decontează casa de sănătate o foaie pe un serviciu medical, să zic cum era până mai ceva vreme în urmă, 1600 de ron pe caz, iar la un spital privat, deși cu o plată mai plătește bolnavul 10.000 de ron sau nu știu cât, nu avem cum să fim competitivi. Eu cred că spitalele de stat trebuie să fie competitive cu spitalele private. Și competiția asta trebuie să fie o competiție reală. Reală. Adică asta înseamnă că posibilitățile spitalului trebuie să fie bune. Cu toate bunele, cu toate relele, nu v-ați vedea făcând altceva. Eu nici nu mai am timp. Aș putea să fiu antrenor de fitness. Da. Cu bisturiul în mână. Nu mai. Vine o vreme când pui bisturiul în rastel. Na. E timpul pentru... Da, sunt convins că noua generație. Dacă aș lua-o de la capăt, tot bisturiul. Dacă aș lua-o de la capăt, tot asta mi-aș dori tot să fac. Da. Și nu știu când va fi să plec, nu știu cum o să o fac. Adică? Nu știu, toată viața mea e aici. Ce vreți să faceți după ce vă retrageți? V-ați gândit? Deocamdată nu vreau să mă gândesc. Da, bine, mai sunt foarte mulți cred că, să vă trăiască. Dar dacă va fi deficitul, va continua cu deficitul de medici, parcă văd că o să mă aducă de acasă cu căruciorul să mă pună la masa de operații. Să zic, hai moșule, taie, mai ați aminte cum să face? E bine că, da. E bine că aveți acest simț al umorului, care cred eu că, nu știu, ajută. Cine spunea că dacă iei viața prea în serios, te omoară? Nu mai știu. Da? Viața trebuie trăită. Așa e, și okay. Salvată. Dumnezeu e deasupra. Vă mulțumesc amândurora foarte mult. Vă rog, suntem Dumnezei, da. Și nu suntem și nici nu vrem să fim Dumnezei. Vrem să rămânem oameni, că oameni suntem, de la început am fost, cu unele abilități, poate. Unii zic că da, unii zic că nu, știți cum e. Așa? Și asta vrem să rămânem. Eu personal nu vreau să fiu nu știu ce personalitate. Vă mai spun că acum ați bătrân, nu mai știu ce să-mi facă. Te duci la un congres, jumate sunt profesori. Dacă îl calci pe unul pe picior la congres, ai toate șansele să calci un profesor. Înainte erau puțini profesori, acum sunt prea mulți profesori, nu prea mulți, nu știu. Și-a pierdut substanța învățământul, cred că și medical, ca toate domeniile. Nu mai avem valori. Avem alte valori. Bia Califa, mama. Da. Și alte. Ce să zic, cred că depinde de oameni ca dumneavoastră și de oameni în general cu pregătire corespunzătoare să schimbe aceste lucruri, aceste false valori în care credem. Păi, școala, sănătatea, biserica, nu? Stâlpii societății. Familia. Familia. Vă mulțumesc foarte mult și succes! Mulțumim frumos! Și dumneavoastră să ne ajutați să mediatizați și lucrurile bune care se întâmplă în spitalul ăsta, care nu sunt puține. Nu o să zic minuni, dar uneori seamănă cu minunile. Foarte bine seamănă uneori cu minunile. Și să știți că se întâmplă cotidian.
poate nu toate la același loc, una aici, una acolo, ca beculețele în noapte de Crăciun, știi? Se mai aprinde câte un beculeț pe acolo, pe acolo, pe acolo, pe acolo. Oamenii trebuie să știe că nu e întuneric total. Se mai aprinde câte un beculeț. Așa este. Da? Sperăm să fie toate aprinse la un moment dat, dar nu știu dacă eu mai prind asta. Mulțumesc foarte mult! Da, și noi mulțumesc!